Este și Ovidiu Popescu în zonă, este și Bălașa, dar cred că este o minge pentru Alibec. Să vedem ce variantă alege capitanul Stelei. Înscrie. Da, 3-1. A tras pe lângă zid, lipsă de reacție a lui Râmnicianu, care cred că a văzut târziu balonul. 3-1. Da, minge bătută bine, inteligent, în plasa laterală. O parte dintre păcatele lui Alibec în această partidă sunt răscumpărate. Atenți, steliștii, Alibec pentru Nioere. Nioere în interiorul careului, o minge pentru Denis Alibec, șut cu dreptul, gol! Steaua deschide scorul și jumătate din stadion exultă, 1-0 pentru echipa lui Laurențiu Reghecamp la Mediaș, după o jumătate de oră în care gazul și-a creat două ocazii mari. Denis Alibec înscrie cu dreptul al doilea gol al atacantului venit de la Astra, după ce a reușit din penalti în meciul cu CFR Cluj. Iată pasa lui Nioere, depășit Cristea, foarte bună preluarea pe care o face Denis Alibec, șutul fără speranțe pentru Greab, foarte bună preluarea, ideea în care mingea îi rămâne aproape. Execuție imparabilă a capitanului Stelei. Un rezultat care le avantajează. De la Tănase se așteaptă foarte multe Alibec la 25 de metri, are culoare de șut, trage Alibec, gol! Execuție superbă a șeptarului Stelist și în același timp capitanului roșalbaștilor. Execuție superbă de la distanța lui Denis Alibec.